Veronica Maftei vă prezintă știrile Canal Sud. Bun găsit! EcoAqua Călăraș a început primele verificări la 5 puțuri forate realizate în urmă cu peste 15 ani în vecinătatea fostului combinat siderurgic printr-un proiect al primăriei Călăraș pe timpul mandatului lui Nicolae Dragu. După ce proiectul a fost finalizat, acesta a fost lăsat pe apa sâmbetei de autoritățile locale, astfel că investiția nu a contribuit la nimic, cele 5 puțuri zăcând moarte din cauza nepăsării. Directorul general al EcoAqua Călăraș, Eduard Grama, spune că acestea ar putea asigura o sursă alternativă de apă pentru municipiul nostru. Domnule Grama, unde ne aflăm și mai ales de ce ne aflăm astăzi aici? Ne aflăm astăzi aici pentru a verifica puțurile forate în urmă cu, cred că, 15 ani. În momentul de față au fost discuții vis-a-vis de sursa alternativă de apă pentru municipiul Călăraș și din verificările care le-am făcut în cadrul operatorului de apă și canal, și știam, de fapt, din perioada în care am lucrat în primăria Călăraș, că există la nivelul municipiului 5 puțuri forate la adâncime de 400 de metri care ar putea asigura o sursă alternativă pentru consumul din municipiul Călăraș. În urma unei analize făcute atât cu domnul primar Nicolae Dragu, cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul primar Marius Dulce, am stabilit să contractăm o firmă care poate să facă aceste verificări, adâncimea puțurilor, să facem curățarea lor, să facem buletine de analiză, să vedem într-adevăr dacă această apă și acest proiect care a fost inițiat în urmă cu mult timp este fezabil. Știu că legăturile sunt făcute până aproape de uzina din Călăraș, deci costurile sunt extrem de mici, iar în perioada următoare sunt convins că vom avea și un prim răspuns vis-a-vis de calitatea apei în această zonă. Toate cele 5 vor fi verificate astăzi sau pe parcursul? Pe parcursul la 2 săptămâni estimăm noi. Echipa care am contractat-o va fi prezentă în teren și împreună cu angajații de la EcoAqua. Sper să rezolvăm această problemă. Și în funcție de rezultatul verificărilor, ce se va întâmpla pe mai departe? Vom asigura, în primul rând, cel mai important lucru este ca orașul să aibă o sursă alternativă de apă. Și atunci vom face legătura către uzină în cazul în care evoluțiile în perioada următoare, că toată lumea anunță că va fi secetă, războiul, luăm în calcul absolut orice și avem varianta 2 pentru municipiu și să asigurăm continuitatea consumului de apă potabilă. De ce ați luat decizia verificării acestor puțuri tocmai acum? Eu știu că nu s-a vorbit de foarte multă perioadă de timp despre acestea și mai ales nici nu s-au făcut aceste verificări de mulți ani. Întotdeauna mi-am dorit ca lucrurile să fie clare și corecte. La nivelul Călărașului întotdeauna au fost păreri personale și având în vedere faptul că sunt de 3 luni în cadrul operatorului, am avut posibilitatea să iau această hotărâre care va duce, eu cred că va închide gura tuturor celor care își dau cu păreri personale în toate mediile, politice, economice, instituții, persoane neabilitate care vorbesc doar ca să vorbească. Și atunci am zis, e momentul. În legătură, legat și cu seceta, e momentul să luăm această hotărâre și să stabilim o dată pentru totdeauna dacă aceste puțuri și această investiție la nivelul municipiului este sau nu fezabilă. Eu cred că cei care își dau cu părerea pe necunoștință de cauză, pe neștiință și cred că fiecare ar trebui să ne dăm cu părerea doar pe domeniul de activitate pe care activăm. Ăsta a fost motivul. Prea mult folclor. Și Călărașul este plin de folclor, prea mult folclor în vis-a-vis de orice investiție, orice obiectiv, orice decizie luată de autorități. Haideți să ne oprim și fiecare să ne facem treaba acolo unde suntem așezați și să ne punem în valoare studiile pe care le avem, profesionalismul pe care îl avem și să lăsăm deoparte discuțiile și părerile personale. Domnule viceprimar, au început primele verificări ale celor 5 puțuri forate pe vremea mandatului dumneavoastră de primar. Printr-un proiect, am înțeles că prin CNI s-a derulat acest proiect. Nu știu prea multe detalii. O să vă rog să îmi spuneți dumneavoastră, să ne furnizați dumneavoastră mai multe detalii. Cum vi se pare acest lucru și mai ales de ce au început aceste verificări? Deci, un lucru extraordinar de bun, pentru că
Conducerea Ecoaco a hotărât să pună în funcțiune aceste puțuri începute în 1996, 97 mai s-a început forarea, proiectarea în 97. Și va fi un lucru extraordinar de benefic. De ce? Pentru că Dunărea poate fi infestată și este infestată. Dacă vine din Germania, vă dați seama, toți deversează toate rezidurile, chiar și nucleare, deci le deversează în Dunăre. Și noi bem apa cea mai poluată cu toate. Avem un sistem destul de bun de filtrare, de tratare, dar nu este apă. Noi puțurile trebuie săpate, ar fi trebuit și cred că sunt săpate la adâncimea care este în proiect, adică 460 de metri. Și vă spun, într-adevăr, că rădășenii vorbea apă aproape pură, fără tratament. Deci acest oxigen sulfurat se elimină prin balbotare. Și mă bucur că domnul Grab m-a luat această inițiativă și îl felicit și toată conducerea cu Aqua și a Consiliului Județean și a Primăriei că s-au înhămat la acest lucru care înseamnă sănătate pentru oameni. Proiectul ăsta aș putea spune că a fost un pic îngropat așa de autorități. Da. Și aș vrea să știu de ce s-a întâmplat acest lucru și de ce abia acum au început aceste verificări. Adică mi se pare că ok, se încearcă reînvierea unui proiect. Ce s-a întâmplat până acum cu el? Ce să vă zic, și de rea credință, că știți, când se schimbă politic, se schimbă în general și conducerile de la nivelul unităților teritoriale, mă refer cum este Ecoaqua, deci se schimbă permanent. Și au venit niște oameni care n-au vrut, pur și simplu, să ducă la deplinirea acest proiect, care trebuia pus în funcțiune în 2012, ca să știți. S-a tărăgânat în rea credință. Adică, el zice permanent care vine, primar sau știu eu, conducător, de ce să continui proiectul ăla? Care nu este corect, el trebuie să-l ducă la capăt, mai ales când este vorba de apă, care este esențială pentru sănătatea oamenilor, apa și aerul. Ce presupunea mai exact acest proiect și vreau să știu și ce valoare a avut? Deci, inițial, am făcut primul curs de prospecțiune care a costat la vremea respectivă vreo 8 miliarde de lei și pe urmă s-a mai alocat 4 milioane de euro pentru celelalte puțuri. Deci în total 8 milioane de euro, că am făcut și coloana de aducțiune, deci am dublat-o de la 325 de milimetri la fi 650. Deci costul ajunge aproape la 10 milioane de euro cu tot, cu tratare, cu tot. Bună dus în stație, unde domnul director general s-a angajat că mai are un racord de făcut și îl face. Da. Deci mai aveți de făcut un racord? Mai avem un racord de făcut pe o distanță extrem de mică. Ceea ce este important este că aceste puțuri au capacitate să acopere nevoia unei populații de 100.000 de locuitori. Adică suntem acoperiți pentru orice problemă care ar apare, dacă problemele într-adevăr sunt reale pe Dunăre și dacă vom continua să luăm această apă infestată din Dunăre, care până la urmă este împotriva sănătății noastre. Da. Sunt convins că împreună cu domnul primar Dragu vom duce la bun sfârșit acest proiect și vom pune în funcțiune în perioada imediat următoare aceste puțuri și vă vom anunța că beți apă din aceste puțuri forate.